stimați telespectatori, bună seara, urmăriți în continuare emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Un tânăr de 28 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce mașina pe care o conducea a intrat într-un camion parcat pe marginea carosabilului. Potrivit poliției rutiere, șoferul nu avea permis de conducere și conducea în stare de ebrietate. Accidentul rutier s-a produs pe traseul din satul Soloneț, raionul Soroca. Șoferul, aflat singur în automobilul de model VAZ, se deplasa pe carosabil, când la un moment dat a pierdut controlul volanului și s-a tamponat în remorca unui tractor parcat pe marginea drumului. În urma impactului, șoferul automobilului a fost grav rănit și de urgență transportat la spitalul raional. Cauzele accidentului sunt cercetate acum de către colaboratorii poliției rutiere. Conducătorul auto bănuit în consum de băuturi spirtoase, nu s-a isprăvit conducerea în mijlocul de transport, de model VAS 2104, unde s-a tamponat într-o remorcă de marca ROU 6, destinată pentru lucrările agricole. Starea șoferului la moment este în afara pericolului. Potrivit poliției rutiere, acesta riscă o amendă de minim 3.000 de lei. Asistența Uniunii Europene aduce schimbări vizibile la nivel local. Sub acest generic, la Soroca s-a desfășurat ziua informațională europeană la care a participat șeful delegației UE în Republica Moldova, Dirk Schubel. Care va fi beneficiul raionului Soroca în urma organizării acestei conferințe, aflați în reportajul ce urmează. Ziua informațională europeană la Soroca a fost organizată sub forma unei conferințe cu scopul de a evalua și prezenta asistența Uniunii Europene, intensitatea cooperării dintre UE și Republica Moldova, realizările pozitive și rezultatele proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, în special în nordul țării. Conferința a inclus prezentări ale experților din cadrul proiectelor UE cu impact regional și național. Raionul Soroca este partener în 14 proiecte finanțate de Uniunea Europeană și aplicat în 3. Mă voi referi doar la cele în care suntem aplicați. Am implementat succes în cadrul programului de vecinătate României Republica Moldova, proiectul Parteneriate Sociale Transfrontaliere pentru Beneficiul Bătrânilor Solitari, cu buget total de 293.990 de euro. Șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Dirk Schubel, a menționat că Ziua Informațională Europeană constituie o oportunitate pentru raionul Soroca și pentru raioanele adiacente din Nord de a face cunoștință cu proiectele implementate în domeniul dezvoltării sociale, a mediului și societății civile și de a cunoaște posibilitățile de finanțare în cadrul programelor pentru actorii nestatali și autoritățile locale. Pentru mine aceste zile informaționale sunt de o importanță extraordinară pentru că noi considerăm că informarea populației care locuiesc în afara Chișinăului despre ceea ce este Uniunea Europeană este foarte important, fiindcă cei de la Chișinău știu deja acest lucru. Am discutat posibilitatea de a deschide un centru european de informare la Soroca. Am discutat posibilitatea de a invita toți ambasadorii din Moldova aici la Soroca într-o zi frumoasă de vară ca să se bucure și ei de ospitalitatea celor de la Soroca. Autoritățile locale pun mari speranțe în colaborarea de mai departe cu Uniunea Europeană. Vom veni cu un demers comun împreună cu primăria orașului Soroca ca să găsim o soluție de a construi totuși stația de depurare și să hotărâm problema pe viitor. S-a vorbit mult la capitolul de turism, deoarece orașul Soroca este unicul oraș din Republica Moldova cu statut istoric. Pentru atragerea turiștilor, adică pentru pregătirea condițiilor turiști nu numai din Republica Moldova, dar și din țările europene. Мы удовлетворены сегодняшней беседой, конференцией в целом. Она дала возможность представителям органов местного публичного управления Севера Молдовы познакомиться с той хорошей практикой, которая существует в партнерских отношениях Молдовы и Европейского Союза. Получить информацию о том, какие есть еще возможности для того, чтобы развивать свои населенные пункты. Районul Soroca are deja o experiență în implementarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană. Putem să ne bucurăm la moment de implementare proiectului Management, Performanță și Eficiență Administrativ. Prin acest proiect, deci, am putut ca să instituim două servicii noi. Este vorba de serviciul audit intern și serviciul resurse umane. Suntem la etapa de precontractare pentru proiectul Bijuterii Medievale Cetățile Hotin Soroca Suceava. Este un proiect în jur de 3 milioane de euro prin care vom putea să
să renovăm cetatea. Primăria Parcani la moment se află la o etapă de finalizare a unui proiect în colaborare cu Uniunea Europeană, și anume aprovizionarea cu apă potabilă și canalizarea localităților din comună. Participanții la conferință, în mare parte reprezentanții ai autorităților locale, spun că vor încerca să beneficieze de oportunitățile oferite de UE. Chiar ne-am găsit gândul și sper că o să lucrez în direcția de a obține un proiect pentru energia care o avem în teritoriu. Noi avem nevoie de un centru comunitar pentru tineret și dacă ar fi posibil cumva să studiem situația care ne-ar ajuta să realizăm această dorință a satului. Foarte mult m-a interesat guvernarea deșeurilor, așa un proiect, și energie și biomasă. Fiindcă, în primul rând, orașul este oraș și deșeurile e o problemă nu numai la Fluj, dar și tot locul. Și în Moldova, chiar și în Moldova. Deci foarte mult ne-a interesat, fiindcă nu avem bunoi, este autorizat. În cadrul conferinței a fost prezentată activitatea a 7 proiecte finanțate de Uniunea Europeană cu impact regional și național, la care au participat circa 100 de persoane. Despre orașul Suruca s-a auzit și în China anul acesta. Republica Moldova a fost reprezentată la un concurs de frumusețe de sorocianca Doina Coșciuc. Cristina Topal a discutat cu Doina despre concurs și despre planurile de viitor. Este tânără și ambițioasă. La cei 20 de ani a participat la mai multe concursuri de frumusețe naționale și internaționale. Propunerea de a reprezenta țara noastră la concursul din China a fost o adevărată surpriză pentru Doina. Sigur că nici nu m-am gândit. Am zis da de la început, fără să mă informez, am zis da, fiindcă am avut o experiență foarte frumoasă în Polonia și știind că vine de la aceeași agenție, deci am zis da. Concursul a întrunit mai multe probe. Cea mai incitantă a fost prezentarea costumelor naționale. Culorile de bază pe care le-am folosit în crearea costumului național au fost alb și roșu, clasicele culori de care nu renunț niciodată la ele. Și care sunt caracteristice poporului nostru. Fustița a fost cu ceva verde, deci a fost simplu, clasic și caracteristic. Coronița nu a lipsit, ceea ce m-a marcat cel mai mult. După concurs, Doina a primit mai multă ofertă de lucru în străinătate, dar încă nu a decis ce va face în viitor. Am avut o propunere ca să plec peste hotare să lucrez, ar fi un început al carierei mele mult mai, fiindcă ceea ce fac acum ar fi mai mult un act de voluntariat. Ar trebui să plec undeva în partea Asiei, Coreea de Sud, China, exact unde am mai fost. Numai după 3 săptămâni cât am stat acolo și am văzut cât de exploatat poate fi o fată din domeniul modeling și în general cât de mult trebuie să muncească, să doarmă doar 3 ore pe noapte, am zis că nu știu dacă mai vreau să-l primesc contractul ăsta. Rămâne să mă gândesc. Acum Doina Coșciuc își face studiile în București, dar cu sufletul este mereu acasă, la Soroca. De atât timp cât nu sunt acasă, am întâlnit mulți oameni care îmi spun că am uitat de unde sunt. Nu e adevărat. Niciodată nu am spus că sunt din altă parte, sunt de acolo de unde sunt. Eu sunt de aici, din Soroca, de pe malul Nistrului. Nu am uitat niciodată și revin mereu cu bucurie aici. Concursul s-a desfășurat la sfârșitul lunii noiembrie, în Nanjing, China. Aici au participat fete din aproximativ 50 de țări. Deși Doina nu este una din câștigătoarele concursului, ea a avut o prestație bună și a reprezentat Moldova cu demnitate. Stimați telespectatori, ați urmărit evenimentul zilei pe care îl puteți accesa și pe internet www.tv.md. La revedere!